Dumnezeu dorește și prin femeile noastre să fie niște femei puternice, darnice, milostive, să fie gata să simtă cu celălalt, să fie primitor de oaspeți. O femeie gospodină, o femeie binecuvântată, nu cântește dacă bărbatul tău are în inima lui să primească oaspeții. Ea este gata să se pregătească pentru a pregăti camera, a pregăti hrana, a pregăti mâncarea, pentru că e o femeie binecuvântată, soțul ei se bucură. Frate, tu mergi la mine. Eu vreau să te primesc acasă la mine. Nu contează când ești 3, 4, 5, 5, dar eu vreau să te primesc în casa mea. De ce? Pentru că știe că are o nevastă care nu e respingătoare, nu e scârcită. E o femeie primitoare și abia așteaptă. Când aduce fratele pe frați, ea nu pune nasul jos. Are o mare bucurie pe fața ei și strălucire și se simt o mare pace. Astfel de femei dorește Dumnezeu să avem în zona noastră. Fiți primitori de oaspeți fără cântine. Lăudat să fie numele Domnului. Am avut momente când odată într-o zi erau niște frați din părțile sărașului. Dacă mi-aduc aminte, treceau cu mașina pe acolo, cred că 7-8 mașini și vindeau castroane, vindeau ce aveau ei, poate din sală. Așa este, da, mulțumesc. I-a apucat noaptea și la ieșire din orașul nostru, din Țăndărei, vedeam parcate mașinile una lângă alta. Și am zis, dar ce faceți aici? Păi noi stăm aici, pentru ca să găzduim aici în mașinile noastre, că n-avem încotro. Dar eu sunt fratele vostru bergănaș. Eu sunt un om care nu vreau doar să mă arăt că mă predic eu cu foc și cu putere. Eu vreau să demonstrez în fața ta, Doamne, și primitor de oaspeți. Să primesc bucurie împreună cu soția mea. Și să am o inimă aleasă pentru frații mei. Și am zis, vă rog din suflet, toate mașinile cu frații mei, veniți la mine și parcați lângă casa mea, lângă strada mea. Și toți, aproape, să nu exagerez, cred că 30 de oameni cu copiilor, intrați la mine acasă. Și ce voi mânca eu, mânca și voi. Ce voi avea eu? Voi pune și înaintea voastră și unii ziceau, o să mergem. O să te murdari. Nu ne-a spălat picioarele de atâta vreme și am zis, intrați la mine acasă. Am avut o baie și am zis, vă rog din sufletul meu, pe rând, mergeți în baie și faceți-vă duș. Vreau să vă simt să fiu un om primitor de oaspeți, că mi-e frică înaintea Domnului, să nu dau socoteală înaintea Lui, ca să nu rostească Domnul o judecată împotriva mea. Și să-ți spună, Domnul, tu care predicai Evanghelia, tu care mă lăudai în toate zonele unde te trimiteam, și vezi pe oameni și stai nepăsător. Și am zis, nu doresc lucrul ăsta, Doamne. I-am chemat la mine acasă, soția mea a uitat la ea, s-a uitat la mine. Niciun cuvânt de remușcare sau de reproș. Era gata să se reviască. Era gata să facă tot ce a fost de folos. Și a început soția mea să alerge și să pună ligheam, să îmbrace pe cei care erau așa într-o stare, care n-aveau îmbrăcăminte bună. Și a început să scotocească soția mea prin casă, să vadă copiilor, hainele lor. Și să ducem să îmbrăcăm pe oameni care au intrat în casă la mine. Am privit spre soția mea și am zis, Doamne, îți mulțumesc că își mi-ai dăruit o nevastă pricepută și înțeleaptă. Cine are o nevastă bună, e un dar de la Dumnezeu. A trebuit să prețuim darul lui Dumnezeu care mi l-a dat Dumnezeu. Și o prețuiesc pe
Pentru că văd fără cântire, fără murmur. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul care mi l-a dat Dumnezeu. Și voi ar trebui să mulțumiți lui Dumnezeu și să chemați numele Lui în casele voastre. Ca Duhul Sfânt să pregătească soțiile noastre să fim primitori de oaspeți, să fim milostivi, să fim darnici, să simțim cu ei. Asta e lucrarea care mi-ai chemat Dumnezeu. Eu și casa mea voi sluji Domnului. Eu și familia mea voi sta la dispoziția lui Dumnezeu. Am avut un timp, o vreme, după ce am predicat Evanghelia la noi în cartier, aveam aproape în jur la 20-30 de frați. După ce se termină slujba, vreau să plec spre casă, pe drum spre gară, să ajung acasă. Eu atunci eram în adunare și priveam în stânga și în dreapta dacă vreunul se ridică să ia și el câțiva frățiori. Și am rămas așa la urmă și mă uitam, niciunul nu s-a ridicat. Și am zis, Doamne, nu pot să rămân așa. Nu pot să stau nepăsător. Și i-am lăsat să plece câțiva sute de metri până la un colț de stradă. Și m-am apropiat și am zis, vă rog, opriți-mă. Și s-au oprit toți la mine. Toți mergeți acasă la mine. Dar în momentele acestea, n-am avut măcar un ou, o pâine, ca să-i duc acasă să-i găzduiesc și să le pun masă. Dar m-am gândit, avem acolo, aveam trei chioșcuri care vindeau pâine, vindeau ulei, vindeau ouă și am zis, în numele Tău cel Sfânt voi merge la inimă la fiecare și mă voi împrumuta la pâine, la pâine, la celălalt ulei, la celălalt ouă. Și am zis, mergeți acasă la mine, așteptați-mă acolo, e soția mea acasă și vreau să vă pregătesc masa. Am rămas uimit să mă dau unul la altul și am ajuns acasă la mine. Când a văzut soția mea cu drag, cumva ea, cumva a cântit, de ce? Trebuia mergerea să se gândească că nu avem nimic. Și în cele din urmă am venit cu două sacoșe, care le-am luat de la privatizare, de acolo, în părțile noastre. Am ajuns acasă și am zis, Domnul ne-a pregătit să mâncăm pentru toți frații. A trebuit să pun masa în numele Domnului și s-au simțit cu o mare bucurie și prezența lui Dumnezeu a coborât în casa mea. În altă zi, aud o voce de afară. Era 8 și ceva noaptea, spre 9, aveam o noapte de veche și aud voce, Bernelaj! Când am auzit vocea, am zis, ieși afară la un copil de-al meu. Și am zis, tatăl, dar sunt mulți la poarta noastră. Cheamă-i pe toți. În momentul când am așezat soția mea masă să mănânce copiii mei, când am auzit vocea de afară, am zis, copiii mei, opriți-vă. Unii erau cu lingura în mână, alții cu pâinea să mănânce ce era acolo. Și când am spus, opriți-vă, că ce avem, nu să fie. Până și copiii mei simțeau primirea musafirilor. Când au ascultat cuvântul de la mine, s-au ridicat de la masă, s-au așezat pe pat unul lângă altul și așteptau musafirii să mănânce la noi. Când au intrat în casa mea, mi-aduc aminte aproape 17 frați, dintre aia, spre Filiaș. Am intrat în casa mea și era masa pusă, nu știu dacă aveam doi pâini sau pâine jumătate și câteva castroane de ciorbă, de seamă, care vreau să mănânce copiii mei. Și când ne-am adunat, am intrat în casa mea, fraților, masa e pusă înaintea Domnului, vă rog, ați intrat la mine în casă, înconjură masa, ne rugăm Domnului să binecuvinteze masa aceasta, să binecuvinteze aceste daruri de mâncare. Au înconjurat masa frații și în loc să se mai roage, au început să plângă și au început să strige și strigau, Tată, îndură-te de această familie și binecuvintează darurile acestea de mâncare. După ce au răsuit binecuvântarea, au început să mănânce, credeți, au început să mai vreau să mai mănânce. Nu au așa.
puțin, dar lacrimile curgeau pe obrajii lor. Simțeau, Doamne, au văzut copilași mei care stăteau pe patul unul lângă altul. Plângeau, se uitau la ei și gândeau, simțeam eu, să mâncăm noi și copilașii lui, stă unul lângă altul. Aveam în vremea aceea 8 copilași. Dumnezeu m-a binecuvântat cu al 13-lea copil. Și laud pe Dumnezeu că sunt cel mai bogat copii făcut la tinerețe, e moștenirea de la Dumnezeu. Am o moștenire, ai o moștenire cu copiii care ai în familie. Slăvit să fie Domnul. Femeia aceasta care era bine văzută, numită Tabita, ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Dar în vremea aceea se îmbolnăvește și moare. Nu știu cât a mai rezistat săptămâni, zile, dar femeia aceasta cu nume de Tabita, Dorca, îi spune Biblia, moare. Celelalte femei care erau în jurul ei, care era și o croitoreasă care le pregăteau hăinuțele pentru ele, era o femeie milostivă, bine văzută în satul acela, sau în cartierul acela, sau în zona aceea. În Linda. Când s-a îmbolnăvit, moare. Fiindcă Linda este aproape spre Iope, ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage. Nu preceda, vino până la noi. Oamenii care sunt zestrați de putere, nu contează unde locuia Petru, dar trimite oameni după el să vină la el acasă, la această familie. Biblia nu prevede că a zis lui Petru, vino că a murit o femeie care era o milostivă. L-a chemat acasă. Când a intrat Petru în casa lor, s-a sculat Petru și pleacă împreună. Când a sosit, îl duce direct în odaie de sus. Și dați-mi voie să vă spun, toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și se roagă. Apoi s-a întors Petru și a zis, Tabita, scoală-te! Și în momentul acela se deschide ochii și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor și a fost înviată. Hristos, El este acela. Chiar dacă a trebuit să treci prin primejdii de moarte, viață și mor, Iisus Hristos are putere să-ți dea viață. Lăudat să fie numele Domnului. Astfel de femei, chiar dacă a trebuit să treacă prin primejdii, pentru că a fost tare milostive și a fost femei care erau darnice, care era darnică această femeie, Dumnezeu prin Petru s-a îndurat de ea și a fost vindecată. Minunea aceea a mers peste tot în zona aceea. Lăudat să fie numele Domnului Iisus. Apostolul Pavel, în altă zonă, pe când se ducea în locul de rugăciune, în momentul când mergea zi de zi la rugăciune, iese înaintea lui o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicirea ei aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi. Striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Pavel, în fiecare zi, același glas auzea de la femeia aceea și simțea Pavel și s-a necăjit în inima lui, căci nu-i o roaba Domnului. Chiar dacă vestea despre ei, lăuda numele lor, căci oamenii aceștia sunt oameni trimiși dintre de Dumnezeu și vestesc pacea lui Dumnezeu. Pavel necăjit, pe când femeia aceea în fiecare zi ieșea în drumul lui și doar atâta striga, oamenii aceștia sunt oameni Dumnezeului Celui Preanalt. Și ei povestesc calea mântuirii. Să zicem așa, nu vorbea rău, nu strica rău despre ei,
Dar femeia aceasta, pentru că avea un duc de vicine și cred și simt că și Dumnezeu n-a mai încăduit să mai rămâne posedată de duc de vicine, a sosit timpul când Pavel, omul cu putere de la Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, se regăsește într-o zi și când o întâlnește, îi spune așa: în numele lui Iisus Hristos îți poruncești să ieși afară din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Pavel, el a postat rugăciunea care s-a rugat pentru femeia aceea. A fost bătut, a fost legat, a fost pus în închisoare, Pavel, datorită vindecării, datorită eliberării acelei femei care le-au demonizată. Se întâmplă deseori și la noi când noi suntem într-o misiune. Eram undeva într-o misiune și predicam într-o curte Evanghelia. După ce s-a terminat evanghelizarea, când să ieșim afară să mergem cu mașina noastră, ne varează un mare polițist și ne oprește și: voi urmați-mă acasă. Auzind despre el că mai înainte el amendat pe pocăiți, arestat pe pocăiți și le făcea rău, am ajuns direct în mâna lui și am zis: tu și voi toți care sunteți aici, urmați-mă. Când am auzit despre el și am zis: Doamne, dacă e voia ta să intrăm în închisoare, dacă e voia ta să ne aresteze, dacă e voia ta să facă cu noi orice ar vrea, noi mergem în numele tău cel Sfânt. Și pe când mergea cu noi, s-a ridicat undeva într-un apartament, acolo am aflat că stăm, la etajul 1 sau 2, când se ridică, ia un scaun, pune o masă în fața noastră, se așează pe scaunul lui, acel comandant, își cheamă soția și copiii, aflând că după de ce ni s-a întâmplat asta, pentru că noi când predicam în curte și lăudam pe Domnul, el stătea ascuns și acolo plângea că-și Duhul Sfânt în cercetață. Și când ne-a dus la masă la el, i-a luat acolo suc, alune, și a zis: te rog frumos, mi-a spus mie, laudă-L pe Iisus Hristos. Fetele lui erau lângă el, soția lui lângă el, pentru că vreau să aud glasul vostru și cântările voastre. Am început să cânt, să laud pe Domnul și era cu privire spre noi, stătea pe scaunul lui și începea Duhul Domnului să vină peste ființa lui, să-l cerceteze, și toată familia lui a intrat într-o cercetare profundă. După ce noi am predicat Evanghelia persoanei acelea, acelei familii, după ce se termină slujirea, am zis: Domnule comandant, atunci am prins putere. Am mai avut idee că o să mă aresteze. În momentul când am văzut că inima lui e deschisă, în momentul când am văzut că plânge, în momentul când am văzut că a fost cercetat de Duhul Sfânt, Domnul a venit și Duhul Domnului m-a înzestrat și a venit peste ființa mea și am zis: Domnule comandant, când vine vremea să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu? Se uita la mine și curgeau lacrimile pe obraz și a zis: cât de maxim 2 luni eram acasă, făceam treabă în curtea mea, aud o voce la poartă, verbenaș, și când ies la poartă, un domn îmbrăcat și cu 2 fete lângă el. Când am ajuns lângă el, îmi tinde mâna: pacea Domnului. Nu-l mai cunoșteam. Și am zis: pacea Domnului. Eu sunt polițistul de acolo, de unde mi-ai predicat Evanghelia și mi-ai spus când mă pocăiesc. M-am pocăit! Să se aducă știe și Dumnezeu m-a schimbat, Dumnezeu mi-a dat viață, Dumnezeu a lăsat bucurie în familia mea și eu și familia mea și copiii mei ne-am întors cu adevărat la Dumnezeu. Acum câteva zile eram la un botez partea Călărașului. Am avut 13 boteze acolo cu ajutorul Domnului și când l-am văzut și pe el care stătea împreună cu soția lui și am zis: ce faceți, Domnule? Și așa sunt aici, m-am putat aici. Și s-a minunat de lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat. Lăudați să fie Domnul.
Vreau să vă spun, fraților, Dumnezeu lucrează în aceste vremuri. Dumnezeu lucrează cu o mare autoritate și cu o mare putere. Rugămintea mea este să ne ridicăm în picioare în momentul acesta. Petru și Pavel, oameni puternici. Mă gândeam și eu, Doamne, vreau să calc și eu pe urmile apostolilor Tău. Vreau să mă dedic și eu numelui Tău, cele Sfânte Evangheliei, și să mă apropii și eu pe deplin de Tine. Duhul Sfânt a verificat inima mea și a văzut dragostea mea în inima mea și mi-a spus, Domnul, vreau să te pun deoparte și să lucrez cu o mare putere în această vreme. Și am așteptat de la Domnul și anul pandemiei, anul acesta. Dumnezeu m-a trimis într-o zonă, un om care era ori de amândouă ochi, Duhul Sfânt s-a atins de el și l-a eliberat la vindecare. Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu lucrează în aceste vremuri, frați și surori! Dumnezeu scoate oameni în lucrarea Lui! Se strează cu putere și cu înțelepciune! Și primești, și primești de la Dumnezeu revelație! Căci Dumnezeu este același, ieri și astăzi, care nu s-a schimbat! Lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos! Vreau să pun o întrebare în acest moment. E cineva printre noi care dorește să primească pe Iisus? E cineva printre noi care dorește să ne ridice până sus și să se apropie și să ne rugăm pentru El? Cine este în mijlocul nostru dacă vrea cineva să primească pe Iisus? Ești rugat să vii în față, să mă rog pentru tine. Împreună cu frații care suntem aici, aducem la cunoștința Domnului. Duhul Sfânt să coboară peste noi. Duhul Sfânt să se atingă de noi. Aleluia, 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 aleluia. Dacă mai este cineva, ești rugat, vino în față și primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Este vremea de pocăință. Este vremea de întoarcere. Este vremea să ne apropiem de Dumnezeu în această vreme. Slăviți să fie numele Lui. Aleluia, aleluia. Aleluia. V-am văzut că ați venit în față. Îl cunoașteți pe Domnul? Sunteți pocăiți? Și ce vreți să vă facă Domnul în această zi? Crezi tu că dacă mă rog pentru tine, Domnul te va elibera? Crezi că mâna Domnului este peste ființa ta? Lăudat să fie numele Domnului Iisus! Totul e cu putință celui ce crede! În acest moment, acest frate, cum îți este numele? David, un nume special, un nume scump! Frate Davide, Iisus Hristos are putere să te elibereze! Cu ce te confrunți tu, cu ce boală ai? Iisus are putere în momentul acesta să te elibereze, să te înfătușeze, să fii liber. Șapanichez, Marianus, Șeparhaus, Dumnezeu Sfinte, în momentul acesta pentru David, mă rog, Doamne Dumnezeule, să spui mâna peste ființa lui, să te atingi pe deplin, să-L vindeci în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos, fii vindecat. În numele Lui Iisus Hristos, fii liberat. Puterea Lui Dumnezeu e peste tine. Duhul Sfânt e peste ființa ta. Aleluia! 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 Cred! Șeparzonie! Șamanaganazie! Am toată încrederea, Doamne, în tine. Tu ești acela care-i poți totul. În numele Lui Iisus. Amin. Te rog frumos, ridică-te.